Toată lumea din Vadul lui Isac vorbește în aceste zile despre boala ce a băgat în spital mai multe persoane, deși nu toată lumea știe exact cum se numește. Antistras, așa am auzit. Limba albastră, limba neagră, nu știu cum. Limba rusă îi spune sibirska iazma. Cel mai recent caz de infectare cu antrax a avut loc ieri în familia Pascal. Un bărbat de 29 de ani și mama acestuia au tăiat o oaie care a păscut pe același imaș cu vitele bolnave. La dieștile le-au apărut. Femeia spune că imediat ce s-au adresat medicilor, au venit cei de la Sănătate Publică și au sigilat frigiderul. Spus că se vină să iei toată carnea, să se dea foc și să dezinfecteze frigiderul. Bărbatul și mama acestuia sunt acum internați la Spitalul Raional din Cahul. Potrivit Centrului de Sănătate Publică, tot ieri la spital a ajuns și paznicul unui abator din satul Cotihană, care a participat și el la sacrificarea unei vite bolnave de la ferma din Vadul lui Isac. Așa că numărul celor infectați cu antrax se ridică la 10. 4 dintre ei se află la Spitalul din Cahul, iar 6 la Chișinău. Totodată, sub supravegherea medicilor, sunt alte 38 de persoane care au fost în contact cu animalele bolnave. N-aș vrea să-i învinuiesc tare, dar dacă au văzut că este și este o boală care se răspândește și la oi, trebuie să chemi veterinarul. De fapt, toată povestea a început de la o fermă de viței pe care un bărbat din sat i-a adus primăvara trecută din nordul țării. Persoanele din sat care muncesc pentru antreprenori sunt cei internați în spital. Nicolae Dunase este unul dintre ei. Eu zic că e rău, n-are poftă de mâncare. Deși la deștile este trei ieșit mărunțele, vinete și umflate. Bărbatul este internat acum la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă din capitală. Am încercat să vorbim cu proprietarul vitelor infectate, însă nu l-am găsit. În schimb, rudele sale nu au fost foarte prietenoase cu noi. N-avem noi nici atributul, vă înțelegi? Sătenii sunt înspăimântați de gândul că ei sau copiilor s-ar putea îmbolnăvi de antrax. Eu tot am copil mic la grădiniță și nu-i de glumit cu treaba asta. Mi-e frică. Normal că ne-e frică și nici să dau mai mâna cu lumea. Oamenii afirmă că s-au așteptat la o mai mare implicare din partea autorităților. Bă, ăștia și le poartă ei pe ăștia, să le ducă, să le mistojească ceva. Eu luni de zile umblu cu autoritățile astea și nici nu dă de capăt. Toate animalele din sat sunt vaccinate, sunt luate la evidență. Acum, viței cu pricina se află la câțiva kilometri de sat. Ei au fost izolați pe acest teritoriu unde au fost vaccinați, iar mai puțin de o lună se va ști care dintre ei vor supraviețui și care vor fi sacrificați. Primul caz de antrax a fost depistat la începutul acestei luni. Boala se transmite omului prin contactul cu animalele infectate, dar poate apărea și ca urmare a inhalării aerului umplut cu sporii bacilului.